Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Suntem la început de sezon tomnatic. Mai exact, suntem la începutul lunii septembrie, dar cu toate acestea, vara în zona noastră nu se dă plecată. În continuare, avem temperaturi de 35-36 de grade Celsius, dar am văzut că nici în celelalte zone ale țării nu este cu mult mai rece. Iar în acest material video vreau să vă prezint ce am semănat și plantat noi, dar ce puteți semăna și planta dumneavoastră pe lângă ceea ce am semănat și plantat noi. Datorită temperaturilor ridicate, acum la început de septembrie, se pot încă planta castraveții. Atenție însă, pentru castraveți să optați pentru un soi extra timpuriu sau semi-timpuriu. Dacă optați pentru un soi târziu, nu vor putea ajunge la maturitate și nu vă veți putea bucura de recoltă. Noi pentru această toamnă am optat pentru castraveți din hibridul Ecole F1. Este un hibrid semi-timpuriu. I-am plantat undeva la sfârșitul lunii august. Dar dacă plantați castraveți, trebuie să fiți atenți și să-i udați periodic. Bineînțeles să le aplicați și fertilizări. Castraveții sunt iubitori de apă. Pe lângă castraveți am semănat spanac. Spanac din soiul Matador. Acest soi este un soi semi-timpuriu și se poate semăna începând cu luna iulie și până inclusiv luna octombrie. Pe lângă spanac am mai pus și salată. Salată pentru frunze crețe, dar se poate semăna și salată de căpățână. Urmează să mai semănăm pătrunjel și terina de frunze. Pe lângă aceste culturi pe care noi le-am semănat, dumneavoastră, dacă doriți, mai puteți semăna plante furajere, cum ar fi trifoiul și lucerna, și plante leguminoase, mazărea și năutul. Iar dacă doriți, puteți semăna și arpagicul pentru obținerea de ceapă verde și usturoiul de toamnă. Tot în această lună vom înmulți și trandafirii. Septembrie este o lună ideală pentru a înmulți trandafirii și dacă tot am pomenit de trandafiri și de flori, putem semăna bulbii de toamnă, pentru ca în primăvară să putem să ne bucurăm de o grădină colorată și parfumată. Cam acestea au fost informațiile din acest episod, iar dacă ceea ce postăm vi se pare util, distribuiți-le și prietenilor dumneavoastră, acordați-ne un like, iar dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, nu uitați să vă abonați, este complet gratuit. Iar dacă dumneavoastră semănați și altceva sau plantați altceva în acest sezon, lăsați-ne în comentarii, iar până data viitoare, sănătate și spor în toate! La revedere!